Proiectul Pelerinaj în cinstea Sfinților al Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a continuat sâmbătă 26 februarie 2022 cu o nouă activitate. Un grup de 45 de copii din satele Spineni și Fântânele, comuna Andrieșeni, județul Iași, a ajuns pentru prima dată la Mănăstirea Hadâmbu. Tinerii s-au închinat în Biserica Nașterea Maicii Domnului, a așezării monahale, unde se află icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului și alte odoare de mare preț. Împreună cu arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezământului monastic din Dealul Mare, școlarii au participat la slujba acatistului. Apoi, părintele stareț, Nicodim, le-a oferit câte un pachet cu dulciuri și suc, dar și câteva îndemnuri duhovnicești. Dar bucuria mea ar fi mult mai mare să vă știu că sunteți cuminței nu numai la școală, note bune, dar și credincioși, nu? Da! La biserică mergeți duminica? Da! Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că pelerinajul este organizat cu scopul de a oferi copiilor o mică bucurie. Copiii aceștia vin într-o zonă unde îi cercetez mai des, să spun, în Andrășeni. Și am zis să fac din nou, spun din nou, că au mai fost o tocare de credincioși, să le facă o bucurie, fiindcă sunt dintre ei care cunosc mănăstirile din zona noastră și bucuria mea este să se închine atât aici cât la Sfânta Parascheva și la mănăstirile din zona Iașului. Zic eu că le-am făcut o surpriză și o bucurie și în viitor o să le mai fac, fiindcă mă gândeam să îi trimitem puțin și în zona Bucovinei, Mănăstirile Neamțului, a Bucovinei. Recunoaștem că sunt din ei și necăjiți. Căutăm din puținul nostru, dorit de Bunul Dumnezeu prin credincioși, să-i sprijinim pe toți copiii nevoiași și să ne gândim și la cei care săraci doar nu au nici măcar să pună ceva pe masă. Și Dumnezeu știe cum fac și cum merg la școală. Mă uitam la unii dintre ei, sunt foarte îmbrăcați slăbuți, nu prea au hăinuțe, nu prea au... Și chiar în zona unde am fost, dumneavoastră, la fel, am văzut și trebuie să facem cât putem și cum putem mai bine să le aducem această bucurie, să-i sprijinim, mai bine spus. Fiindcă Dumnezeu îi va binecuvânta și cu siguranță vor ajunge ceva în viața lor. Micii pelerini au ajuns apoi în parcul Bucuria Copiilor, unde au avut prilejul să vadă pentru prima dată căprioare, cerpi, lame și multe alte vietăți. Copiii au fost bucuroși la aflarea veștii că vor merge într-o excursie. Este pentru prima dată când merg într-o excursie organizată. Toți elevii din structura Spineni, de la școala Gheorghe Ciobanu Andrășeni, i-au mers, sunt din trei sate, Fântânele, Iepureni și Spineni. Este pentru a cincea oară, cred, care desfășurăm o excursie la Mănăstirea Hadâmbu. Excursii care au fost organizate prin bunăvoința părintelui stareț, Nicodim Gheorghiță, și care de fiecare dată când avem o nevoie, de fiecare dată când apelăm la Sfinția sa, este întotdeauna deschis. Mulțumim părintelui stareț care se îngrijește de fiecare dată să ofere bucurie din inima Sfinției lui Mare și mulțumim pe această cale și suntem profund recunoscători pentru tot efortul pe care îl depune pentru copiii din comuna noastră. Am ajuns aici, au fost impresionați de icoana făcătoare de minuni, mai apoi de animale și de toate priveliștile și în jur. Eu cred că pentru ei este o bucurie enormă și cred că s-a văzut asta și pe echipul lor. Da, mulți dintre copii au venit pentru prima dată, inclusiv eu am venit pentru prima dată la Mănăstirea Hadâmbu și chiar și eu am rămas surprinsă de tot ce este pe acest plai. Mi-a părut foarte frumos, mi-a plăcut iconițele, mi-a plăcut tot, deci. Da, îi mulțumesc la părinte și mulțumesc la domnul care ne-a adus aici. Pentru că am văzut niște animale, am văzut struți, am fost în mănăstire foarte frumoasă, am făcut multe poze frumoase, videouri. A fost frumos, mai ales la animale acolo. M-am bucurat,
Mi-a plăcut, asta a fost prima dată când am venit aici. Am intrat în biserică, am pupat iconițele, am pupat. Ui, calme în biserică. Când am venit eram bucuroasă aici, când am venit. M-am rugat, da, să avem sănătate, să trăim. În casa de oaspeți, Sfântul Spiridon, Lunga Cetățui, județul Iași, prin amabilitatea familiei Gorongea, patronii firmei de catering Ana Irina, copiii au primit hrană. Astăzi, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Programul pelerinajului a continuat la mănăstirile Cetățuia și Frumoasa, iar la final s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la cele ale Sfântului Iosif cel Milostiv din Catedrala Mitropolitană din Iași.